Ideea e că fac stand-up de mult și a fost o perioadă când a fost înainte la România au talent. Venea foarte multe lume la stand-up, dar veneau cu vostru la televizor și nu prea știau la ce vin. Veneau îmbrăcați la costum ca la un eveniment cultural, domnule. Și eu stăteam 40 de minute și spuneam glumii de futut. Și vedeam pe unii oameni mai în vârstă cu efectiv cum se țin inima. Mă gândeam, bă, dacă nu moare nimeni nici turneul ăsta, tot e bine. Am avut un show la un moment dat în Alexandria, băi băiatule. Era o doamnă în vârstă, dar în vârstă, 80 și toți ani, nu știu. La doamnă Bălsămari. Măsa lui Iliescu, nu știu. Bă, era bătrân, îmi sâmba picioarele, cel puțin din când e pământul, nu știu. Cred că până să se formeze pământul, s-a format în jurul ei, efectiv. O stat în aer, cum zic. Bă, era bătrân în rău de tot, bă, și doamna aia era undeva aici la a doua masă, așa, o vedeam bine. Bă, și tot spectacolul, vă jur pe ce mai spun, doamna aia, numai expresia asta a avut-o. Bă, odată n-o clipi, bă. Eram și, bă, cum pula mea poate? Bă, și ca și comediant ești prost că-l vezi fix pe la care nu râde. Și am văzut odată așa coada ochiului și după aceea am început să mă frustrez așa că vedeam că nu râde. Oamenii din jur ei râdeau, ia nimic. Încep să bag o leacă mai multe energie în ea. Văd, poate oamenii râd și mai tare, ia nimic. Încep să mă bagiți și mai tare, mă încep să țip, ia nimic. Mi se umflă o venă pe gât, urlu de acum, oamenii râd, ia nimic. Bă, roșesc pe față, ia nimic, la oameni râd, bă, fut-i una, poate a murit. Din partea aia la alții au de, nu, așa au prins-o în ghețu. Dar și foarte prost eu, că poate așa era, poate era surdă. Poate femeia era.